Bună ziua, sunt Bogdan Alecu și bine ați venit la o nouă emisiune ZF Investiții în România, realizată de Ziarul Financiar și CEC Bank. Astăzi discutăm despre piața rezidențială și investițiile în piața imobiliară din România, dacă există o schimbare în trendul investitorilor și felul în care aceștia își plasează banii. Mai departe, mergem pe piața de camioane și vedem ce înseamnă pentru Ford Otosan și Ford Trucks faptul că există acum în portofoliul lor și uzina de la Craiova. Iar mai departe revenim la partea de rezidențial și discutăm despre sistemele de smart home și cum ne ajută acestea să reducem consumul de energie, consumul de gaz și consumul de curent electric. Revenim însă la planul investițional. O avem alături de noi pe Mihaela Pană, partner și in charge of a residential agency, ca să continui pe engleză, în cadrul Cushman & Wakefield de Kinox. Mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Se schimbă felul în care investitorii se uită la piața imobiliară din București, începem cu capitala. Își plasează altfel banii, nu mai vor apartamente? Investitorii vor în continuare și apartamente. Este una din investițiile importante, mai ales pentru investitorii locali. Dar am sesizat o schimbare în abordarea achizițiilor din partea lor, în sensul în care, în momentul de față, există un interes de a diversifica portofoliile pe care le dețin. Asta înseamnă că în ultima perioadă o foarte mare parte dintre investitorii locali și străini au alocat sume importante de bani cumpărând, achiziționând produse care sunt nu neapărat rezidențiale. Am asistat la achiziții de spații comerciale, de birouri, mici clădiri care au necesitat refurbișări și care după aceea au fost revândute sau închiriate. Iar lucrul acesta s-a întâmplat și pe fondul faptului că achizițiile de apartamente sau de proprietăți din zona prime, foarte scumpe, au crescut foarte mult din punct de vedere al valorii de achiziție, iar randamentele au scăzut. Și pentru că randamentele pe alte segmente au devenit mai atractive, investitorii privați au considerat că este oportun să facă astfel de plasamente. Au scăzut randamentele și la ce valoare? Că, dacă nu mă înșel, pe piața de lux erau undeva la 5% aproximativ. Da, procentele variază în continuare, nu foarte mult. Ele pot fi 4, 5, poate spre 6 pentru anumite produse, dar investițiile pentru aceste proprietăți aveau o dublă direcție. Odată erau achiziționate pentru veniturile pe care le generau, dar și pentru conservarea valorii în timp, pentru că astfel de produse practic rămân destul de constante și cresc ca și valoare în timp. Are legătură și cu volumul de noi proprietăți care apar pe piață în București? Eu aș spune că această schimbare influențează mai puțin astfel de cumpărători, pentru că cei care cumpără proprietăți foarte scumpe, cu locații excepționale, sunt cumpărători care se găsesc într-o piață destul de restrânsă. Piața aceasta premium este o piață mică,
care nu generează foarte multe produse. Dacă vă veți uita în piață, veți constata că numărul de vile, de exemplu, care să fie poziționate foarte bine, care să întrunească niște criterii pentru astfel de proprietăți, sunt puține. La fel și apartamentele. Sunt puține proiecte care, practic, sunt astăzi disponibile la vânzare. Deci are legătură și cu partea de autorizări în capital? Are legătură și cu partea de autorizări în capital. Astăzi asistăm oricum la un blocaj, cel puțin pe partea aceasta de achiziții de terenuri care să fie autorizate. Asta este și motivul pentru care foarte mulți dintre dezvoltatori renunță să achiziționeze terenuri care nu sunt autorizate deja și preferă să achiziționeze astfel de proprietăți în afara Bucureștiului, unde pot dezvolta mult mai ușor și unde autorizațiile sunt mult mai ușor de obținut. Dar dacă ne uităm la felul în care se tranzacționează, vorbim de terenuri, se tranzacționează terenuri în București, spre exemplu, chiar atât mai există un supply de terenuri care au autorizație, pentru că tot aud de aceste terenuri și atât de multe au fost autorizate înainte de 2020. Au fost destul de multe autorizații care au fost obținute, pentru că ele practic se întâmplau din 2020, s-au obținut foarte puține astfel de autorizări. Practic, asistăm astăzi la un blocaj pentru că sunt destul de mulți cumpărători care au achiziționat, să spunem, proprietăți și înainte, care au mai achiziționat și după 2020, dar din cauza situației și reglementărilor care s-au tot schimbat, puzurile, greutatea cu care se obține orice document la nivel de primărie astăzi, a dus practic la un blocaj, aș putea spune, complet pe zona de dezvoltare. Motiv pentru care astăzi astfel de investitori nu sunt deloc interesați să achiziționeze terenuri cu care nu pot mai departe să facă nimic sau nu pot dezvolta practic rezidențial sau ceea ce doresc. Am înțeles. De aceea și vedem interesul pentru astfel de proprietăți comerciale deja existente pe care ei investitorii să le modernizeze. Apare această nouă nișă, tot, de fapt se transformă din nișă în trend? Este un trend și este un trend pentru că investitorii locali au înțeles că portofoliul lor, diversificarea de fapt portofoliului pe care îl deții este mult mai safe dacă tu vei pune produse rezidențiale, produse de retail, produse de birouri. Mai mult decât atât, există, să spunem, componente diferite pentru fiecare achiziție. Rezidențialul are un gen de chiriaș, retailul are alt gen de chiriaș. Așa cum spuneam, yield-ul pentru partea de retail sau pentru proprietățile cu destinație de birouri este mai mare. Astăzi asistăm la tranzacții pentru yield care este poziționat undeva începând cu 7-7,5 și poate ajunge și la 8-8,5 în funcție de, evident, locație, condiții contractuale, venituri, tot felul de alte lucruri care pot influența prețurile. Știu că nu sunteți pe investment, dar tot discutam de yield-uri. Au început să crească din nou? Să știți că în această perioadă o mare parte dintre clienții cu care eu colaborez de mult pe partea rezidențială și care au investit în astfel de produse sunt clienți pe care i-am asistat și în achiziție de produse de investment. Și am contribuit chiar la o tranzacție destul de importantă pentru segmentul de retail. Am asistat o tranzacție care, mă rog, are undeva o valoare de 20 de milioane și care s-a finalizat anul acesta pentru cumpărători care au fost interesați să placeze banii în proprietăți noi, în spații comerciale cu chiriași stabili, contracte lungi, de minim 5 ani, și care generau venituri pentru un yield de 7,5.
N-aș putea spune că am asistat la o creștere a yield-ului pe zona de investment, ci mai degrabă o corecție acolo unde poate cererea și oferta nu era tocmai echilibrată. De, până la urmă, care a fost efectul războiului din Ucraina în acesta? Avem război din Ucraina, avem inflație, avem dobânzi în creștere. Discutam cu tot așa cu un investitor și îmi spunea că pentru proprietăți nu mai sunt valabile ce s-a comunicat până în 2022, pentru că condițiile de piață sunt total diferite față de, nu știu, 2020. Top. Este foarte adevărat, numai că investitorii privați folosesc de cele mai multe ori banii pe care îi au. Pentru că banii pe care ei îi folosesc în achiziții sunt bani care provin din business-urile pe care le au, din vânzarea de business-uri, pentru că s-au întâmplat destul de multe tranzacții în ultimii ani în care diversi investitori și-au vândut propriile business-uri și au la dispoziție sume importante de bani. Iar războiul, inflația, condițiile bancare, să spunem că i-a motivat mai mult pe unii dintre ei să plaseze bani în produse imobiliare care sunt produse stabile. În ultima perioadă, după cum bine știm, au fost și există tot felul de instrumente de investiții și destul de multe tentații. Iar aceste investiții poate că au fost influențate și de dobânzile extrem de mari pe care băncile au fost nevoite să le ofere sau să împiedice practic o parte de, dintre cei care doreau să achiziționeze prin finanțare bancară, ei renunțând. Dar, repet, cei care dispun de fonduri suficient de importante și care nu apelează la credite, preferă să facă achiziții în continuare din toată gama de investiții, pentru că consideră safe, consideră sigură investiția, consideră că se va aprecia se va aprecia valoarea acestei investiții în timp și atunci vom asista, după părerea mea, în continuare la astfel de tranzacții. Devine retail-ul noul star al pieței imobiliare? În 2020-2021 am discutat despre partea de logistică fiind starul investițiilor. Se schimbă acest lucru acum? Nu se schimbă. Retail-ul, poate că nu s-a vorbit atât de mult despre retail, dar retail-ul a fost destul de interesant și nu de anul acesta. De câțiva ani retail-ul este, să spunem, un segment targetat de cumpărători. Diferența între retail și restul segmentelor imobiliare este că retail-ul nu este atât de generos din punct de vedere al ofertei. Practic, am tot ceea ce se construiește și se scoate la vânzare se vinde destul de repede, pentru că cei care își pun în portofoliu astfel de proprietăți urmăresc clar anumite locații, urmăresc anumiți chiriași, sunt familiarizați cu condițiile contractuale, iar aceste proprietăți sunt destul de repede vândute, mai ales dacă sunt niște prețuri corecte și yield-urile sunt cele care vi le-am menționat. Se așteaptă la un flux de clienți mai mare ca mall-urile, centrele comerciale să aibă și mai mulți clienți prezenți fizic? Vă întreb pentru că din martie deja se discută de o scădere a e-commerce și chiar un curier îmi povestea că aprilie a fost cea mai slabă lună pentru ei, pentru că toată lumea s-a dus în magazine să cumpere. Va continua acest trend? Pentru spațiile comerciale pe care diversi investitori le targetează, lucrurile aș putea spune că sunt puțin diferite, pentru că de cele mai multe ori chiriașii sunt cei consacrați, vorbim de magazinele de food, vorbim de farmacii, instituțiile bancare sau sălile de jocuri de noroc. Aceștia sunt chiriași, să spunem, uzuali, importanți și targetați de cele mai multe ori de către investitorii locali pentru a achiziționa astfel de spații. Ce se întâmplă mai departe în București? Ok, nu se prea mai dau, nu se mai dau autorizații. Unde se duc ei? Ce targetează investitorii?
Investitorii care dețin deja terenuri în portofoliu au pus, să spunem, într-o oarecare așteptare până la rezolvarea situației de autorizare, iar o parte dintre aceștia au decis și au și achiziționat de altfel proprietăți în alte orașe din țară care oferă condiții rezonabile, iar autoritățile sunt mult mai deschise și oferă sprijin pentru obținerea autorizațiilor de construcție. Inclusiv în localități din Ilfov, din nordul capitalei? Inclusiv în localități din Ilfov cunosc și avem un portofoliu clienți care au achiziționat terenuri în Ilfov, pentru că, după cum bine știm, Ilfovul se dezvoltă foarte bine, are foarte multe, în momentul de față, foarte multe proprietăți care sunt în construcție, autorizațiile se obțin într-un termen rezonabil, motiv pentru care decizia de a migra o perioadă de timp din București înspre Ilfov a venit ca o situație normală la ceea ce se întâmplă astăzi aici. Este și avantajul, în special în cazul localităților din Nord, faptul că există A3 și implicit, pe lângă DN1 cel blocat, există și autostrada care duce direct în zona de birouri? N-aș spune neapărat că acesta este un criteriu, cel mai important criteriu. Zonele din nordul capitalei s-au dezvoltat constant în ultimii 2-3 ani și cu o viteză destul de mare, foarte mult rezidențial și apartamente, dar și proprietăți individuale extrem de scumpe. Acestea au venit la pachet cu o zonă de retail care a venit practic în ajutorul celor care urmeau să se mute sau care s-au mutat. Deci practic s-a dezvoltat cam peste tot unde s-a putut și unde a existat teren disponibil pentru integrare de proprietăți de genul acesta. Când vine vorba de plasarea banilor de investiții, cât de important este criteriul lichidității? Adică investitorul cumpără un imobil, cât de mult ia în calcul vânzarea lui? Dacă anul viitor vrea să-l valorifice, nu știu, într-o lună, cât de mult contează acest factor pentru el? Investitorii locali achiziționează de obicei proprietăți de valori diferite. Pot fi tichete care încep de la 1 milion, dar pot ajunge foarte bine și la tichete care depășesc 10, 12, 15 milioane. Cu cât este mai, cât varietatea portofoliului tău este mai mare, cu atât probabilitatea să te lichidizezi este mai mare. Este important să ai lichidități pentru că astăzi, după cum bine spuneați, condițiile bancare sunt extrem de favorabile, să le spunem, celor care dețin cash și complet nefavorabile celor care ar dori să se împrumute de la bancă. Motiv pentru care un împrumut în condiții dezavantajoase de la bancă n-ar mai fi atât de atractiv pentru cineva care privește investiția din prisma yield-ului. Ăsta este și motivul pentru care o parte dintre cei care dețin foarte mult cash preferă să-și securizeze banii prin achiziții de produse investiționale. Pentru că în momentul în care tu îți pui în portofoliul un spațiu comercial care deja generează chirie, este un bonus, nu pierzi timp, ai un chiriaș stabil, ai un venit constant, iar produsul tău va fi din ce în ce mai rar, este un lucru extraordinar. Pe de altă parte, poți urmări diverse proprietăți cu poziții foarte bune, mici clădiri de birouri care pot fi localizate în zona ultracentrală sau centrală, care pot fi renovate și după aceea scoase la închiriere. Iarăși, aici poate fi, putem discuta de o investiție foarte bună, de o apreciere foarte bună pentru imobilul respectiv, pentru că poți să închiriezi ușor, pentru că poți să ai un randament foarte bun și poți să vinzi foarte bine. Dacă ai o clădire unde tu ai reușit să aduci un chiriaș care are un contract de 5 ani și care este un chiriaș cunoscut, un consacrat, cu siguranță vei aduce un plus valoare proprietății pe care o deții și cu siguranță vei găsi un cumpărător care să-ți achiziționeze proprietatea într-un timp scurt. Mai vedem astfel de tranzacții cu clădiri vechi, că dacă ne uităm în centrul capitalei,
avem o ofertă destul de largă, de la case mai mici, case mai mari, vechi clădiri de birouri. Aș putea spune că pentru clădirile acestea istorice, și sunt multe, din păcate, în zonele centrale și ultracentrale, există, iarăși, poate exista o problemă pe partea de autorizare. Pentru că ne lovim de aceeași situație pe care o menționam mai devreme, eliberarea de autorizații. Mai ales dacă ești pe o zonă protejată, poți să ai probleme destul de mari referitoare la timpul la care tu vei obține aceste autorizații. Și atunci, iarăși, poate fi o discuție destul de sensibilă. Dar, pe de altă parte, sunt în ultima perioadă tranzacții de valori destul de mari pentru vile care au fost achiziționate, dar vile care sunt pe bulevarde principale, în zone foarte bune, în special în zona de nord, Aviatorilor, Chiselev, Dorobanți, Primăverii, și care sunt deja închiriate, fie unor instituții, fie sediilor de ambasade sau reprezentanțelor diplomatice. Acestea sunt iarăși niște investiții foarte sigure, pentru că astfel de proprietăți cu plasamente, cu locații atât de bune, sunt din ce în ce mai rare. Chiar dacă lucrurile vor fi, să spunem, la un moment dat se va debloca această situație cu siguranță și vom intra într-o normalitate pentru eliberarea de autorizații și de avize, va fi o altă problemă, lipsa practică a terenurilor pentru dezvoltări de genul acesta. Motiv pentru care, în timp, proprietățile care au aceste locații excepționale, cu siguranță își vor aprecia valoarea foarte mult. Ca ordin de mărime, cât de mult pot crește? Pentru că și ieri vorbeam cu Jean de Meyer de la Speedway și la fel aveam o discuție Belgia versus România. În România încă găsește teren pentru un Paltim sau un Record Park, dar în Belgia așa ceva deja nu mai este posibil. Deci un investitor ar trebui cumva să se grăbească, să cumpere acele terenuri care sunt în poziții cheie și chiar dacă nu investește chiar acum, ci peste câțiva ani? Cu siguranță, cei care vor investi în acest moment și vor privi investiția pentru astfel de terenuri pe termen mediu și termen lung, vor fi câștigători. Pentru că aceste terenuri se epuizează. Ușor, ușor acestea se tranzacționează, iar pentru cei care urmăresc dezvoltări ulterioare va fi destul de complicat să mai construiască. Și ca să vă răspund un pic la întrebare apropo de apreciere, îmi amintesc că în 1992-1993, la începuturile imobiliarelor, o proprietate în Primăverii fusese tranzacționată la $100.000 și aceeași proprietate imobiliară s-a vândut în urmă cu 5-6 ani la o valoare de 1.500.000 de euro. Eu cred că privind un pic lucrurile în direcția aceasta vom asista la o creștere considerabilă în anii care vor veni. Este valabil pentru toate orașele mari din România? Vă întreb pentru că această problemă a autorizațiilor am mai întâlnit-o și în Cluj, și în Timișoara, și în Iași, deja spun că se obțin deja tot mai greu. Da, în orașele mari, într-adevăr, obținerea de autorizații este greoaie. Și cu siguranță și în orașele mari va exista același trend, pentru că se dezvoltă destul de mult și cred că urmează această dezvoltare în continuare și va exista o cerere constantă și pentru închiriere, dar și pentru achiziție de produse imobiliare de tot felul, și de rezidențial, și de comercial, și de birouri. Cu siguranță vom asista la acest trend crescător și în orașele mari. Și există investiții și în proprietăți turistice? De la hoteluri, mă refer inclusiv la apartamente care să fie închiriate pe o perioadă mai scurtă. Da, este foarte bună întrebarea noastră, pentru că în ultima jumătate de an am avut cereri constante de achiziție de hoteluri sau apart-hoteluri sau, mă rog, de asociere cu diversi astfel de operatori.
Și chiar suntem în acest moment implicați în două astfel de tranzacții. Vorbim de București. Deci tot Bucureștiul rămâne... Tot Bucureștiul rămâne vedeta. Dar când ne uităm poate la orașe de tier 3, adică alte orașe în afară de Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, București, Oradea sau orașe gen Oradea, Sibiu, vin din urmă? Vin și ele din urmă, bineînțeles. Bine, nu în același ritm în care se întâmplă lucrurile în orașele mari. Dar și aceste orașe și nu numai, sunt o grămadă de alte orașe mai mici care s-au dezvoltat în ultimul timp. Dincolo de dezvoltările acestea rezidențiale au apărut tot felul de parcuri de retail în orașe mici, secundare, care merg foarte bine și care sunt interesante inclusiv pentru investitorii locali, pentru că am constatat că investitorii locali achiziționează tot felul de produse, bineînțeles, nu numai în București. Se fac astfel de tranzacții în toate orașele principale din țară și nu numai acolo unde ei simt că investiția pe care o fac are sens sau are randament bun și are și potențial în viitor. Acum, dacă ar veni un investitor să vă întrebe în ce să plaseze 10 milioane de euro, ce l-ați sfătui? L-aș sfătui să se uite în zona de retail, să achiziționeze parte un parc mai mic de retail, pentru că avem tot felul de produse interesante în țară cu chiriași stabili, cu randamente bune. L-aș sfătui să investească poate într-o proprietate în București cu o locație foarte bună pe care să o transforme fie într-o clădire de birouri, să o refurbișeze și să o scoată la închiriat. L-aș sfătui poate să cumpere o clădire care să aibă destinație de apart hotel. Deci are multe variante, sunt multe oportunități, pot fi investiții foarte bune și poate găsi produse foarte interesante. Și este acum momentul sau să mai aștepte câteva luni? Este un moment foarte bun pentru că această așteptare pe care o sesizăm la unii dintre clienții noștri, consider că este o așteptare doar de moment. Eu sunt convinsă că anul viitor, cei care și-au pus pe hold pentru perioada aceasta hotărârea de a achiziționa, se va debloca. Sunt convinsă că, așa cum o parte dintre investitori locali achiziționează în continuare, pentru că sunt tranzacții în curs în această perioadă, la fel și investitorii care încă mai așteaptă să vadă ce se întâmplă, în ce direcție se duc lucrurile, sunt convinsă că în prima parte a anului viitor vor lua decizia să achiziționeze. Pentru că acești cumpărători deja urmăresc anumite produse. Este clar că există intenția de a face achiziția, dar au și întrebări la care nu au răspuns și atunci, pentru că există această nesiguranță din partea lor, preferă să aștepte câteva luni, 2 luni, 3 luni. Practic, asta e și motivul pentru care eu consider că începutul de an va duce anumite schimbări în decizia lor. Am înțeles. Ok, mulțumim foarte mult pentru că ați răspuns întrebărilor mele. Mulțumesc pentru interviu. Mulțumesc foarte mult. Sper să ne vedem data viitoare. Cu siguranță. Noi luăm o scurtă pauză și revenim alături de cel de-al doilea invitat și revenim puțin la industria auto.